Cooperarea transfrontalieră s-a afirmat constant ca un domeniu al acțiunilor și al faptelor concrete care aduc rezultate concrete pentru comunități și pentru oameni, susțin participanții evenimentului. Bună dimineața tuturor! Excelențele voastre, doamne ambasador Knotz, domnule ambasador Trepiola, domnule viceministru, stimați reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare, o notă asistență, am acceptat cu interes și cu plăcere invitația de a participa la această conferință dedicată problemelor de cooperare transfrontalieră și nu doar pe motivul că atitudinea, deschiderea și interesul Uniunii Europene, Comisiei Europene de a finanța proiecte transfrontaliere în regiunea noastră este într-un proces permanent de extindere și de creștere. Dar pentru simplu motiv că pentru țara noastră și sunt convins la fel e și pentru țările vecine, cooperarea transfrontalieră s-a afirmat ca un domeniu al acțiunilor și faptelor concrete care aduc rezultate pentru comunitățile noastre și pentru cetățenii noștri. Sunt proiecte vitale pentru relațiile noastre de bună vecinătate cu România și prin România cu Uniunea Europeană și cu Ucraina, dar și pentru apropierea de Europa. Pentru că sunt programe care contribuie la îmbunătățirea vieții oamenilor, calității vieții oamenilor, fie prin dezvoltarea localităților rurale, fie prin aplicarea unor practici noi în agricultură, prin sporirea calității serviciilor medicale sau prin dezvoltarea turismului. Fiecare dintre acestea vor conduce la creșterea calității vieții pentru cetățenii noștri și ne vor apropia la modul practic de standardele de viață europeană. Bunoara stația de sortare a deșeurilor pe care am inaugurat-o în luna august în Comuna Călugul din Raionul Fălești ne va garanta un mediu mai curat, deci un viitor mai sănătos și mai sigur pentru 11 sate din regiunea dată. Și cu cât mai multe proiecte de acest gen vor fi gestionate în Republica Moldova, cu atât mai multă ordine, atitudine respectuoasă, dar și riguroasă din partea cetățenilor pentru tot ce construim noi, pentru tot ce realizăm noi, vom reuși să aplicăm și cât mai mari vor fi schimbările la fața Republicii Moldova. Și faptul că sisteme similare au fost construite în orașele Târgu Frumos din județul Iași și Noua Suliță din Ucraina va conduce la o mai bună înțelegere între localitățile de frontieră. Bineînțeles că nu în ultimul rând, extrem de important în realizarea noastră de proiecte este faptul că contribuim la crearea unor noi locuri de muncă în zonele pe care le antenăm în aceste proiecte. Numărul proiectelor transfrontaliere de infrastructură realizate în ultimii ani a depășit câteva sute și este un fapt îmbucurător. Au fost reabilitate drumuri și apeducte, centre comunitare și centre de sănătate, școli și grădinițe. Contribuțiile în fiecare caz se cifrează de la câteva mii la câteva milioane de euro. Acum avem câteva proiecte noi pe care sper să putem să le, nu doar să le planificăm, dar și să le transpunem în viață. E vorba de poduri, poduri peste Prut, dar și poduri peste Nistru. Sper să reușim să avansăm în acest sens, cel puțin în ceea ce privește o înțelegere cu colegii de la București. Unde a trebuit să fie acest pod, fiindcă avem mai multe poduri de preabilitat. Și cu colegii de la Kiev, la fel, în ce zonă a trebuit să construim un nou pod. Există și în baza acestei înțelegeri și conlucrări sunt convins că vom putea avansa împreună cu colegii de la Comisia Europeană pentru a identifica aceste fonduri în cadrul cooperării transfrontaliere și a trece de la proiectări la construcția podurilor pe element extrem de important, nu doar pentru economie, dar și pentru restabilirea, dacă e vorba de cel peste Prut, a unui adevăr istoric. Aceste poduri au existat, au fost distruse, avem nevoie de aceste artere. Același lucru este viabil și pentru podul din lângă Soroca peste Nistru. Bineînțeles că cu acest prilej vreau să-i salut pe cei care au fost activ implicați în realizarea proiectului transfrontaliere,
în primul rând, administrația publică locală din cele trei țări. La fel, vreau să salut organizațiile neguvernamentale și, bineînțeles, partenerii externi. Le mulțumesc prietenilor noștri europeni pentru acest parteneriat fidel și de lungă durată, manifestat prin implicarea în zeci de programe regionale. Sigur că avem exemple mai multe, exemple pozitive, exemple pe care le-am văzut cu toții. Chiar recent am fost la Soroca, am văzut procesul de reconstrucție acestei perle medievale, care aparține nu doar Republicii Moldova, ci aparține istoriei noastre comune. Și mă bucur foarte mult că același lucru se întâmplă și în alte două cetăți vechi, care se află astăzi pe teritoriul României și cetatea Hotinul, dacă nu mă înșel, pe teritoriul Ucrainei. Dar mai vorbim și despre renovarea barajului Costești-Stânca, vorbim despre proiecte SMURT, care și-au demonstrat viabilitatea salvând vieți omenești. Îl văd pe președintele Raionul Sângerei și chiar acum câteva zile am fost lângă Sângerei împreună cu dânsul și am văzut efectele benefice, deși suntem doar la început de construcția acelui depozit, sau cum se numește, Gheorghe? Depozit logistic, da? Și sunt convins că va fi un hub foarte important pentru a cataliza dezvoltarea economiei și, în mod special, agriculturii din regiunea respectivă. Dar există și proiecte care nu se văd, dar care vor avea un impact solid în creșterea capacității instituțiilor statului de a gestiona anumite proiecte, un element absolut necesar pentru a putea beneficia de mult mai multe proiecte, pentru a putea învizaja aceste proiecte, pentru a putea identifica resursele financiare. Este vorba preponderent de managementul acestor proiecte. Inclusiv putem să ne referim la managementul la frontieră, managementul afacerilor interne. În încheiere, voi spune doar că aceste proiecte de cooperare transfrontalieră au un obiectiv foarte bine definit, cel de a apropia cetățenii din țările noastre, comunitățile, agenții economici și astfel să contribuim la dezvoltarea comună a zonei de cooperare. Pentru aceasta, proiectele trebuie să fie alese cu grijă, în special în acele domenii în care succesul este garantat atât pentru autorități, cât și pentru cetățeni. Perioada următoare, 2015-2020, este una extrem de importantă. Va trebui să ne mobilizăm pentru a spori capacitățile de absorpție a fondurilor și de management al proiectelor și cred că putem învăța de la prietenii noștri din România cum să depășim mai repede anumite obstacole. Totodată vreau să informez audiența că în anul 2015 Cancelarea de Stat va demara un program național de creștere a capacităților de management al proiectelor și al fondurilor europene. Acest program va fi util înainte de toate autorităților publice locale, dar și ONG-urilor și mediului de afacere. Și sper să exprim un deziderat comun pentru cei din Republica Moldova, eventual și pentru cei din Ucraina. Ne dorim foarte mult ca această etapă 2015-2020 să fie ultima pe care noi o vom implementa în calitate de partener și în calitate de vecin al Uniunii Europene. Fiindcă cunoașteți cu toți obiectivul nostru, e să schimbăm calitatea pe care o avem noi în relația cu Uniunea Europeană, să depășim statutul de vecin, să devenim țară candidat și sunt convins că în momentul sau aceste procese trebuie să fie complementare. Cu cât mai eficient vom implementa proiecte transfrontaliere, cu tot mai mult ne vom schimba noi mentalitatea noastră, deprinderea noastră, realitățile, cu cât mai multe argumente vom avea noi în raport cu colegii și prietenii noștri de la Bruxelles în susținerea acestui deziderat de a trece la o altă fază calitativă și cantitativă în relația cu Uniunea Europeană. Eu vreau să vă mulțumesc pentru atenție, să vă doresc dezbateri fructuoase și rezultate concrete în urma acestei conferințe pe un subiect atât de important pentru țările noastre. Mulțumesc! Președintele, domnilor ambasadori,
Stimați reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare, onorată asistență, am plăcere să vă salut la Conferința Națională Cooperare Transfrontalieră, Realizări și Perspective pentru Republica Moldova. Pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, această conferință este de o importanță deosebită, deoarece Ministerul este autoritatea centrală de specialitate, în atribuțiile căreia este prevăzută implementarea politicii de dezvoltare regională, iar dezvoltarea regională prezumă și cooperarea intensă transfrontalieră și transinternațională. Este important de menționat că, prin intermediul programelor de cooperare transfrontalieră, autoritățile locale beneficiază de proiecte finanțate de către Uniunea Europeană. Țin să mulțumesc pentru suportul continuu acordat de către Uniunea Europeană, Republicii Moldova, în general, în domeniul dezvoltării regionale și, în special, în domeniul cooperării transfrontaliere și transinternaționale. Parteneriatele de cooperare transfrontaliere contribuie direct și indirect la soluționarea problemelor la nivel local, precum și la nivel regional, motivând colaborarea reprezentanților societății civile, autorităților publice locale, mediul academic, precum și mediul privat. Republica Moldova este un participant activ în dezvoltarea parteneriatelor și organizării regionale. Parteneriatele create și finanțate în cadrul programelor de cooperare transfrontaliere oferă un cadru favorabil stimulării încrederii reciproce între statele membre și contribuie la dezvoltarea spiritului și cooperarea multilaterală, pregătind astfel terenul pentru o angajare viabilă în proiectele ambițioase de aliniere la standardele europene și internaționale. Promovarea unor proiecte în domeniul de interes comun pentru toate statele participante au ca scop consolidarea capacităților de dezvoltare unor rețele viabile care vor asigura continuitatea inițiativelor. Interesul mare al Republicii Moldova față de aceste programe este demonstrat de rezultatele apelurilor de proiecte, țara noastră fiind foarte activă. Acest fapt denotă voința politică și ambiția pentru trecerea la o nouă etapă de colaborare. Implicarea Uniunii Europene și a instituțiilor europene în aceste proiecte este de o importanță majoră pentru Republica Moldova. Cooperarea regională a contribuit în mod direct la consolidarea colaborării între state și regiuni. În ultimii 10 ani, Republica Moldova participă dinamic la procesele de colaborare regionale din Europa Centrală și de Sud-Est, în regiunea Mării Negre și în dimensiunea estică, alături de România și de Ucraina. Cooperarea regională constituie o prioritate a politicii externe a Republicii Moldova și implicarea țării în activitățile, procesele și proiectele acestei colaborări sunt direcționate spre realizarea obiectivului principal a Republicii Moldova, integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Văzând succesul realizat în anii precedenți, sunt sigur că programele de cooperare transfrontaliere pentru anii 2014-2020 produce și ele parteneriate benefice în proiecte interesante pentru regiunile de dezvoltare a Republicii Moldova. Stimați participanți, am convingerea că prin intermediul acestei conferințe se vor face totalul perioadei precedente a programelor transfrontaliere și transnaționale, se va extinde conlucrarea părților interesante și vor fi conturate mai noi inițiative transfrontaliere, dinamizând astfel proiecte în care ne-am angajat. Vă urez succes și vă mulțumesc pentru atenție.
Dragi prieteni, sunt foarte bucuros să mă aflu aici, deschizând împreună conferința aceasta, care într-adevăr se axează asupra niște lucruri foarte importante de a ajuta și a aranja o coeziune la hotarele Uniunii Europene cu țările vecine, partenere. În această cooperare transfrontalieră este una din prioritățile cheie pentru Uniunea Europeană, pentru această regiune. Ea a fost stabilită pentru a ajuta la o dezvoltare sustenabilă și adresa acele probleme care trebuie. Noi dorim să vedem aici o prosperitate bună, o guvernare bună și securitate și siguranță la hotarele noastre și în comunitățile vecine țării noastre. Aceasta este absolut important pentru cetățenii Moldovei. Noi prin aceste proiecte să aducem un mediu mai securizat, crescut pentru țară și dați-mi voie să menționez aici un exemplu a inițiativelor trecute transfrontaliere asupra care noi lucrăm. Este conducta de gaz Iași-Ungheni, care schimbă fundamental nivelul de securitate a Moldovei în ceea ce privește energia. Este foarte important de a merge mai departe, bazându-ne pe cele mai bune experiențe și practici care ale altor țări. Și din acest punct de vedere, anume managementul și impactul acestor proiecte menționează acest lucru și îl demonstrează. Uniunea Europeană este aici pentru a ajuta la rezolvarea problemelor comune. Acum să mă refer puțin la viitor, deci la programul de cooperare transfrontalieră pentru perioada 2014-2020, care deja începe și care noi acum lucrăm asupra obiectivelor strategice care sunt foarte aproape tuturor inimilor noastre. Prima este promovarea dezvoltării economice și sociale în regiunile pe ambele părți a hotarelor comune. Este important ca oamenii care locuiesc în aceste regiuni să vadă, să privească unul spre altul și să vadă că iarba nu este mai verde într-un loc sau altul, este la fel de verde pe ambele părți ale hotarului al doilea, deci se adresează la problemele comune de mediu, de asemenea sănătatea publică, siguranța și securitatea. Acestea sunt foarte importante pentru strategia Uniunii Europene, care se bazează pe conceptul securității pentru persoane, pentru oameni. Noi vedem acest lucru merge de la o securitate la astfel de chestiuni, cum sunt chestiuni legate de mediul și care pot îmbunătăți viața oamenilor. Și ultima, dar nu de mai puțină importanță, trebuie să promovăm condiții și mobilități și condiții mai bune pentru mobilitatea oamenilor, de asemenea bunurilor. Noi lucrăm acum în acest moment, ne ocupăm de aceasta, iar viitorul este asocierea politică și integrarea economică. Aceasta este foarte important ca capital pentru oameni și este foarte important în acest context și de asemenea în contextul implementării acordului de asociere și comerț liber. Câteva cuvinte ca să termin cu alocarea financiară despre care vorbim. Până acum, programul CBC a fost trilateral și eu aș vrea să dau aici atribut prim-ministru care a lucrat bazându-se pe această abordare tripartită, adică Ucraina, România și Moldova într-o mai bună cooperare și între aceste trei. Și acum mai departe se va împărți în două programe. Un program va fi pentru Republica Moldova și România, celălalt pentru Republica Moldova și Ucraina, și în acest context va fi de asemenea important de a continua exercițiul de cooperare tripartită. Despre perioada despre care vorbim, ca sumă totală, vorbim de 81 de milioane de euro pentru programul viitor, numai pentru
componenta Moldova-România. Aceasta este o locare bună, este o locare care va trebui să fie folosită în mod eficace și eu sunt sigur că avându-se deja experiența programului trecut, așa și va fi. Deci, eu vă doresc tuturor dumneavoastră o mulțime de discuții, o mulțime de succes în discuțiile de azi, analizând ce s-a petrecut, analizând lecțiile învățate, analizând acele dificultăți care există în cooperarea transfrontalieră și privind către viitor. Excelențele voastre, domnule prim-ministru Leancă, viceministru Zolotkov, dragi colegi, excelențele voastre, pentru mine este o mare plăcere să mă aflu aici, să deschid împreună cu dumneavoastră această conferință, conferință care ne oferă o platformă de discuții, perspectivele și realizările cooperării transfrontaliere. Au deja de 7 ani când cooperarea germană, o agenție de cooperare germană oferă suport Moldovii în domeniul de cooperare transfrontaliere. Domeniile cele mai principale care au avut această oportunitate de a avea suportul de partea germană au fost crearea capacităților la instituțiile. Aceasta a contribuit la o participare de succes a Moldovii în programele finanțate de către Uniunea Europeană prin agenția noastră de dezvoltare a Germaniei, GIZ. Germania, prin GIZ, a investit foarte multe cunoștințe și abilități care sunt necesare pentru a identifica proiecte eligibile, pentru a pregăti aplicațiile de proiect și de a obține competențele care sunt necesare pentru implementarea proiectelor. De asemenea, de aceeași importanță este și sistemul de management și control a cooperării transfrontaliere. Experții germani sunt gata să asiste, să ajute autorităților moldovene în crearea cadrului instituțional potrivit în conformitate cu regulamentele și controlele care există în Uniunea Europeană. Evenimentul, care este o platformă de comunicare și schimb de experiență, își propune să examineze rezultatele obținute în perioada 2007-2013 și să proiecteze viitoarele programe de cooperare transfrontalieră pentru anii 2014-2020.